Bună ziua și bine v-am găsit la un nou Let's Play pe Metindoiro Cordelus. Cordelus, da, e aici eventul de Valentine's Day. Dai span grupa. Da, n-am mai făcut, știu că n-am mai făcut un let's play de foarte mult timp și chiar înțeleg de ce, și am zis că dacă tot e eventul ăsta de, cu ziua îndrăgostiților, să vedem cum este dropul la ciocolată. Aici am V4. Bă, dar cât stanul de ăștia? Chiar sunt curios, stai să văd, alchimie pornită. Da, mai bun. Mai am din ea. Cât am la 160%? Da. Bă, fraților. Da, bă, fraților. Știu că n-am mai... în ultima vreme am făcut live-uri, dacă ați observat. Cât de cât acolo, live-uri. Cum ne place nouă, pe barosăneală. Nico, căzut ciobul, iepi. Piatră lucioasă, astea trebuie să dau pe șamancă. Bullshit-uri, alea, ok. Și hai să vă prezint elefantul meu, iepi, asta e elefantul, nii elefantul. Bă, mi-am mutat licori. Vai de fața mea, bă, nu mi-am mutat licor deloc. Oi, să-mi aduc licori de pe șamancă, bă! Licorile de pe șamancă. Oh, repede să-mi arunc ceva licori. Da, bine, am avut și eu pacii fără licori. Am avut și licori. Și dacă vă întrebați, licori XXL. Nu, nu a schimbat designul la licori. Ăsta e aici. Bine, ăsta e cu 3 skin-uri, trebuie să-l fac 40 de mii. Ăsta e razadorul meu, iepi. Raza, ne mere chiar. În fine. Bă, mi-a mutat. Da. Bă, dar n-am pus licorile pe buton, de ce te apăs pe unul? Unde -s? Da, și nu s-a schimbat designul la licori. După cum vedeți, chiar sunt licori XXL care dă 2400 HP. Și pentru asta putem să zicem, iepi! Era și cazul să avem, păi la cât PV este amu, îți dai seama cu alchimia. Cred că era și cazul să se adauge și licor de astea, adică, na. Adică, na, de ce nu mi-am dat buff, că nu înțeleg de ce de încolo. Deci chiar era necesar. Ai cu început drop-ul, flor de piersic, iepi. Sabileu, hai, pumul 50, please. Da, pumul 12. Ia, mă, nu, în fine. Norocul, bă. Ăsta, dă-l de aici. Nu mi-l place deloc. Elefantul ăsta îmi place foarte, foarte mult. Mi-a luat 3 bucăți. Că mere foarte repede. După cum vedeți. Bine, că nu a fost în item shop, cam un... Asta din ce avem aici. Păi ce ai făcut, mă nene, mă, mă nene, mă, mă nene, mă. Ne-am... Cât de cât ne-a făcut provizii de elefanți acolo, de tractoare. Și la bătăi e foarte bun. Când ai luptat după cal, nu știu, mere mult mai repede decât alte mounturi. Și poți să întreci adversarii și de lupta după cal poți să faci manevre de alea. Bine, am știți voi, eu... Nu prea știu atâtea, dar... Bine, nu m-am văzut cum în teorie, că practică ne omor pătăți. Cum s-ar zice. Bă, dar cam slăbus drop-ul aici la... Dar nici nu știu dacă e activat drop-ul. În fine, știu că e Valentine's Day, adică o să fie peste fix 2 zile, acum e luni. Frumos. Este ziua de luni, 12 februarie 2018, mai sunt 2 zile până la Valentine's Day. Până la ziua drăgostiților, tot singuri, tot singuri. Tot cu șamance, tot map 1, tot cu șamancele de map 2. Tot pe la orice, tot prin V2, pe acolo. Prin aventurile de pe Metin 2. Pantofi extaz. Doamne, ce drum.
Ce scoa ăștia, mă? Și mă uitam la, adică mă uitam la, am început un serial să mă uit la carbon modificat, Altered Carbon, așa se numește în engleză, bine, denumit în engleză, e un serial SF, destul de interesant, chiar îmi place ideea, e făcut după ceva romantică, serial, e interesant. Da, dar ce aștept eu cu cea mai mare nerăbdare, sau nu știu cum s-ar zice, vineri, ziua de vineri, de ce? Pentru că vineri, 16 februarie, iar se întâmplă două lucruri mari și late, ce anume, în primul rând, ar fi, apare The Rise of Black Panther, yepi! Bine, eu sâmbătă mă duc la film, sâmbătă fac rezervarea, dar al doilea lucru important ar fi, apare, adică, da, începe un nou sezon din Românii au talent. Oh, da, și anume sezonul 8. Abia aștept, deci vor fi mai frumoase seriile de vineri seara, deoarece eu sunt un fan foarte mare al România au talent. Cred în sezonul 3 sau în sezonul 4 mă uit în continuu. Aia, hai să-mi iau o gură de suc. E ok, știu că multă lume o să zică că nu mai are farme, că nu mai are asta. Da, bă. Eu zic că e fain, adică decât să mă uit la, nu știu, la ce vă uitați voi, la Bravo Stil sau bullshit-uri de alea, Insula Pacostei sau cum îi, mai bine mă uit la Romeo Talent, ce măcar acolo mai râd ceva. Și credeți-mă că e singura perioadă din an când mă uit cel mai mult la televizor, și anume când se desfășoară România au talent. Că în rest nu prea mă uit, eventual la știri, așa, în mare, sau să fie ceva gălăgie pe fundal, dar în rest nu prea. Sau nu, de multe ori pornesc cam un netul pe telefon și dau un share screen pe YouTube, am un pe televizor, dacă vreau să văd ceva în 4K, mai ales. Din carte misiuni expert. Bă, nu știu, e haos drop-ul aici, din câte văd, sau am eu level prea mare. Pe teoretic ar trebui să am, uite că ăsta are 97, eu am 96, ar trebui să pici 90, ăsta e 95, cu un level mai mare. În fine, nu prea vrea să pici aici. Dar nu știu dacă e online ceva de vrea să nu, bă, hai că întreb. Uite, două noaptea și cât să sunt online de vrea să, hai de fața mea. Pică, ești, hai să văd dacă e. Ce? A, nu. Pac, pac, pac. Bam, 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 bam. Nici obu. Nici sabia otrăvită. Au început de robu. Spaguba medie. Competență. Ia, ia. Incompetența. Vantaie mântuirii. Ups. Da, și vreau să vă rog o chestie, să activați clopoțelul. Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a primi toate notificările, deoarece foarte multă lume când fac live nu primesc notificare sau primesc după foarte, foarte mult timp. Nu știu ce se întâmplă cu YouTube-ul, trimite notificările aiurea. Am înțeles că la Pain îi închide canalul că o luat ceva miniatură de pe Google, what the fuck, adică orice YouTuber cred că a făcut chestia asta, inclusiv și Ilies Vlog. Da, nu, deci nu e ok ce se întâmplă pe YouTube, din câte am observat în ultima vreme, zici că e mai rău ca pe vremea comunismului, vrea să fim controlați pe YouTube, pe internet, unde credeam că avem și noi puțină libertate pe internet, acum
Vrea să fim controlați și aici, nu e ok, ar trebui să facem o revoluție, să ne unim toți, să facem un clip, nu știu, un live streamare sau ceva de genul, ar fi frumos. Și să nu se mai de strike-uri așa ușor sau porci bull și nu știu. Vrem dreptate, nu strike-uri. Dacă știi cum zic. Nu, am o chiar pe bune, nu. Deci nu e ok, YouTuberii ăștia mari ar trebui să iei inițiativă și să facă ceva, nu știu. Deci chiar nu e ok ce se întâmplă. Deci eu în fiecare an am avut strike și numai după niște prostii, sincer. Sper că anul ăsta să nu fie cazul. Sper. No. Vom vedea, dar o să fiu destul de precaut oricum. Job. Ai, ai. Bă, fraților, cam atât a fost. Deci, vedeți, nu pică aci dalea de la event. Chiar nu înțeleg de ce, sau poate că trebuia să activez ceva, îmi spuneți-vă în comentarii. Da, deci nu uitați. Elticul mare, MT2 Rocordelu, să așteptăm fuziunea. Eu aștept fuziunea, o să o aștept pe elefant. La revedere.